Bun găsit la știri! Bucovina TV a lansat o amplă campanie de informare prin care a adus la cunoștința cetățenilor din zona Sucevei și Rădăuți că poluarea cu formaldehidă ce a creat proteste vehemente la Sebeș, la Suceava este ținută sub preș, deși este la fel de toxică. În România se produce formaldehidă în trei locuri în momentul de față, Victoria, Sebeș și municipiul Rădăuți, din județul Suceava. Formaldehida se știe că este clasificată de legislația europeană ca substanță cancerigenă. Specialiștii oncologi spun că formaldehida este un compus cu potențial cancerigen prin iritație, în mod special la nivelul căilor respiratorii superioare, iar după un timp îndelungat de 10-20 de ani, poate să dezvolte cancere ale sferei orele. Printre celelalte efecte asupra sănătății cauzate de formaldehidă, se numără probleme respiratorii, iritații ale ochilor, nasului, gâtului, reacții alergice, depresii, se precizează în studiul Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu. Precizăm că procesarea lemnului care implică folosirea formaldehidei prezintă unele riscuri directe și indirecte pentru sănătatea umană. Formaldehida este produsă în principal prin oxidarea metanolului. Este toxică și este folosită în rășini ca adeziv pentru derivatele din lemn. Dacă cetățenii din Sebeș au ieșit în stradă să protesteze, lupta rădăuțenilor cu producerea de formaldehidă a fost dusă mai mult în mediul online. Astfel, sucevenii care doresc să-și protejeze mediul și viața au înființat un site, petițiaonline.com salvați rădăuți de poluarea Eger. Iar comentariile postate acolo îți dau serios de gândit și te face să-ți dorești să lupți pentru viața ta și a celor din jur. Unul dintre comentatori, sub denumirea Musafir, spunea încă de acum 2 ani: m-am săturat de ce se întâmplă acolo, socrii mei locuiesc la Rădăuți și nimeni nu are tupeul să vorbească despre ce se întâmplă acolo. Ca să nu mai vorbesc că în petiție nu apare nimic despre tupeul cu care taie ăștia pădurile. O doamnă, Adriana, face următoarea precizare despre efectele rășinii de formaldehidă produsă la Rădăuți. Și-au creat o strategie de imagine foarte bine conturată, se implică în sprijinirea comunității prin sponsorizări, replantează copaci, etc., dar nu invincibilă. Nu prea se vorbește de faptul că mai multe angajate Eger au născut copii cu formații, dar au primit compensații financiare. Pe surse, s-a stricat un filtru și până a venit unul nou, au continuat activitatea, deși nu ar fi trebuit să o facă. Un alt comentariu este făcut de Laura: haideți să lăsăm toți investitorii străini să construiască, să-și umple conturile, că românii știu numai să fure. În concluzie, eu sunt contra investitorilor străini care vor să ne propulseze economia. Simplul fapt că defrișează pădurile vorbește de la sine. Există și cetățeni care sunt mai maleabili în ceea ce privește această producere de formaldehidă, dar puțin. Mai mulți sunt cei care trag un semnal de alarmă că ce se întâmplă acolo e ceva putred. Chiar și parlamentarii zonei s-au sesizat asupra poluării cu formaldehida de la Eger. Unul dintre aceștia este senatorul Stelian Amiron. Lipsa de implicare a Gărzii de Mediu Suceava în monitorizarea agenților economici din zona industrială a Rădăuțiului consider că este un atentat la siguranța cetățenilor atât din municipiul Rădăuți cât și din comunele limitrofe. De aceea am avut nevoită să solicit Ministerului Mediului o implicare cât mai activă în sensul monitorizării 24 din 24 de ore a factorilor poluanți, pentru că și rădăuțenii trebuie să-și ducă copiii la școală și nu la spital. De altfel, voi solicita Parlamentului României, Comisiei de Mediu din Senat, să delege specialiști, experți, care să vadă dacă într-adevăr zona industrială reprezintă un pericol pentru rădăuțeni. Lipsa de implicare a Gărzii de Mediu Suceava o pun pe seama incompetenței și nu pe seama relei credințe sau, Doamne ferește, a altor interese străine nouă rădăuțenilor. Ciudat este că, precum lupul paznic la oi, exact instituția care ar trebui să aibă cea mai fermă atitudine asupra poluării mediului din zona noastră, tace chitic în frunte cu șefa sa, Adriana Iordache, care de peste un an de zile nu mai răspunde niciunui reprezentant mass media la telefon. Situația e cel puțin ciudată, având în vedere că Garda de Mediu ar fi trebuit să fi fost prima instituție care ar fi trebuit să informeze populația și să sesizeze celelalte autorități asupra pericolului intoxicării cu formaldehidă a populației de pe raza Suceava-Rădăuți-Siret.